Presat tot mai mult de jucători, președintele cetății Ciprian Anton este dispus să renunțe la funcția pe care o ocupă în momentul de față, dacă astfel s-ar putea rezolva problema restanțelor financiare. În cazul în care se găsește un om care dorește să investească la cetatea Suceava și care poate ajuta ca acești băieți care nu și-au primit banii să îi mâneze, eu sunt dispus să-i ofer acest post, sunt dispus să vină altcineva în locul meu în funcție de președinte, dar să vină să le dea la acest băieți bani. Cred că dacă ar veni, nu vreau să compar, să vină și Mourinho sau oricine ar veni la Suceava în momentul de față, nu avem deocamdată banii stabiliți, nu avem niciun ban în cont, același lucru s-ar întâmpla oricine ar veni în funcție de președinte. Asta e părerea mea, nu știu dacă mi-o împărtășit sau nu, dar dacă există cineva care are bani și e disponibil și vrea să ocupe această funcție, să vină să le dea la băieți banii restanți și eu nu am nicio problemă, sincer vă zic, sunt primul care părăsesc acest club. Președintele cetății a precizat totodată că în scurt timp va prezenta opiniei publice și modul în care s-au cheltuit cele 7,4 miliarde în turul de campionat. Eu zic că le-am cheltuit cum au trebuit. Am repetat și într-o emisiune, 1,4 miliarde au fost datorii de către fosta conducere. Au rămas ceilalți bani. I-am alocat pentru transport, pentru deplasarea echipei, pentru echipele de juniori. Am defalcat toate cheltuielile, dar vreau să aduc totul în fața opiniei publice în momentul în care va fi momentul. Deocamdată eu zic că aceste cazuri sunt mult mai importante. Nu știu dacă trebuie să ne întoarcem la ce am cheltuit, cum am cheltuit. Vă zic, toate aceste date sunt la primărie, toate aceste date sunt să pot controla. Deci nu ascund absolut nimic. Restanțele financiare pe care le reclamă Bucvici, Bolohan și Bernard se ridică în momentul de față la aproximativ 13.000 de euro.